tuturor, deschid ședința ordinară a Consiliului Local Ghimeș și Făget din data de 23.05.22. Din totalul de 13 consilieri sunt prezenți 11. Un consilier este online și unul este absent motivat. Pe ordinea zi avem 10 proiecte, din care 10 puncte, din care s-a retras un punct și s-a introdus alte 5 puncte pe ordinea de zi. Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Trecem la ordinea de zi. Punctul numărul 1. Aprobarea procesului verbal a ședinței ordinare din data de 29.04.2022 și a ședinței extraordinare din data de 12.05.2022. Supun la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Da, o abținere. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 a regiei publice locale Ocolul Silvic Ghimeș și Făget era avizează Comisia 1 și 3, inițiator domnul primar. Discuții? Aici am discutat și ați văzut, am discutat foarte clar în ceea ce privește bugetul pe anul 2022. Avem acum avizul, adică hotărârea CEA-ului de aprobare a bugetului și acolo la lista de investiții, mare lucru nu s-a schimbat, la lista de investiții a fost lăsate încă aceeași puncte ca și anul trecut, adică ce nu a fost realizat anul trecut să realizeze anul acesta. De exemplu, fosa septică la Cabanul Botar, excavatorul, tocătorul de crengi care n-a fost cumpărat și așa mai departe, sunt aici, la care s-a mai adăugat încă un utilaj, un TAF, la care s-au gândit că este necesar, având în vedere că din 2023 suntem obligați ca Ocol să scoatem 50% din totalul lemnului de pe suprafața Ocolului. Bine, înțeles, ăsta sunt propuneri, dacă suntem de acord sau nu. A fost adăugat acolo la investiții, la lista de investiții, nu investiții, la listele de cheltuieli, o arhivare și așa mai departe, cu care am fost de acord și, bineînțeles, dacă sunteți și dumneavoastră de acord. Mai lucru nu s-a schimbat și avem avizul CEA-ului care a dat aviz favorabil cu amendamentele respective care a propus. Supun la vot. Cine este pentru? Dacă îmi permiteți, eu votez pentru, dar fără amendamente. Deci să... La buget? La 2022? Deci fără amendamente, da. Deci la buget... Am înțeles. Pentru. Dar fără amendamente. Cine este împotrivă? Eu mă abțin. Și doamna Deliță se abține. Atunci, pe total, avem voturile necesare sau nu avem voturile necesare? 1, 2, 3, 4, 5, da. Bine, trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare pe anul 2021 a regiei publice locale Ocolul Silvic Ghimeș Făget era avizează Comisia 1 și 3, inițiator primar comun. Aici, iarăși, am avut o grămadă de discuții cu bugetul și cu execuția. Știți foarte bine asta, cred că a treilea oară când pun pe ordinea de zi. Acum avem hotărârea CEA-ului, adică de avizare a execuției. Bineînțeles, sunt niște cheltuieli neprevăzute în buget pe care am votat noi anul trecut și nu s-a cheltuit banii cum am votat noi și n-a fost pusă nicio solicitare în plus privind rectificarea bugetului anul 2021. Și atunci CEA-ul a dat aviz favorabil, dar cu recuperarea sumelor cheltuite nejustificat și nevotat de Consiliul Local.
Aici putem să ne uităm, este o listă destul de consistentă care prevede în total, pe total, 122.000 de lei, cum ar fi cheltuieli nejustificate. Bineînțeles, cred că o să ajungem și în instanță pe tema asta, că fiecare își ține partea lui, adică fiecare zice că ba da, am cheltuit bine, ba da, nu am cheltuit bine. Aici aș remarca o singură chestiune să înțeleagă și cetățenii. Noi, de exemplu, anul trecut am votat salariul juristei. Am votat un anumit cuantum de bani. Cât este a lui salariul? El, fără să ne întrebe pe noi, a făcut un alt salariu și a dat salariul ăla care a vrut să dea domnul șef de ocol. Acolo este o diferență, diferența aia trebuie suportată de cineva. Bineînțeles, dacă votam noi salariul respectiv, atunci nu trebuia suportat, sau se făcea o rectificare bugetară, nu trebuia suportat. Ăsta e numai un exemplu. Aici exemplele poate să meargă și mai mult. S-a stricat mașina ocolului Toyota. A făcut un accident și așa mai departe. Avem nota de constatare a Poliției Române, că având în vedere că nu știu dacă era tipul serviciului sau nu era tipul serviciului persoana respectivă care a făcut accident, dar așa am înțeles noi că era sub influența băuturilor alcoolice. Tot din banii ocolului a fost achitat treaba asta, de când nu cred că e posibil așa ceva să plătească ocolul sau primăria banii respectivi. Și așa este un șir de lung de cheltuieli nejustificate, care trebuie recuperate și pe baza aia a făcut cea o hotărâre și a dat aviz favorabil, dar cu recuperarea prejudiciilor respective. Așa am propus-o, dacă dumneavoastră aveți ceva de adăugat, de scos, de pus, de orice, cu cea mai mare plăcere vă ascultăm și punem acolo amendamentele respective la execuția bugetară pe anul 2021. Discuții? Să pun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Abține. Mulțumesc. Trecem la următorul punct, punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetară pe anul 2021 a Comunei Ghimeș-Făget, avizează Comisia 1 și 3, inițiator primul al Comunei. Aici, iarăși, execuția aceeași treabă cum e la Ocol, dar aici vorbim de execuția bugetară a Consiliului Local Ghimeș-Făget. Altceva nu a fost cheltuit decât ce a fost aprobat. Orice cheltuială în plus ce am vrut să facem sau am hotărât că facem a fost cu rectificare bugetară pe anul 2021. Nu am făcut nicio cheltuială, nici în plus, nici în minus. Și trebuie să aprobăm, propun spre aprobare execuția bugetară pe 2021. Cu inventarul lângă el am reușit să facem și inventarul cât de cât și sperăm că o să fie totul bine. Supun la vot. Cine este pentru? Pentru. Trecem la următorul punct. Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Comunei Ghimeș-Făget, avizează Comisia 3, inițiator primarul Comunei. Aici, mare parte, acum nu vreau să zic ce am discutat în ședința de comisie, am prezentat foarte clar pe bucățică. Aici este vorba că am primit pe proiectul SIVO Mediu 480 și ceva de mii de lei, proiectul ăla care a fost depus anul trecut și am primit încă de la AFIR niște bani înapoi că am terminat căminul și am recepționat căminul, e gata făcută și am primit încă vreo 600 și ceva de mii de lei înapoi de la AFIR. În total undeva la 1,1 milioane de lei. O mare parte din banii ăștia știți foarte bine, am pus aproape 700 de mii de lei la grădinița Tărcăuș care am început să construim și sper că termenul execuției este 10 luni de zile. Sperăm că și terminăm. Am pus o mare parte acolo. Restul am pus la cheltuieli curente, la iluminatul public, la așa mai departe. Știți foarte bine că cheltuielile cu iluminatul public s-a triplat. Adică noi am prins anul
la începutul anului în bugetul ăsta o anumită sumă, cum era și anul trecută, dar deja suma respectivă s-a evaporat, adică am plătit-o toți banii de acolo și nu mai avem. Și așa am pus pe bucățică fiecare, dar s-a discutat de grația comisiei. Dacă cineva are ceva de întrebat în privința bugetului, chiar vă rog frumos și răspund cu ce mai mult. Supun la vot. Este pentru? Pentru toate. Trecem la următorul punct, punctul numărul 6. Proiect de hotărâri privind aprobarea cuantumului burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat cu frecvență care se acordă din semestrul 2 al anului școlar 2021-2022. Avizează Comisia 1 și 3, inițiator primar Comunei. Aici cu busele s-au schimbat, adică au venit OG-ul 1024, care prevede că trebuie să mărim quantumul sumelor care a fost aprobată anul trecut. Aici mare schimbare. Nu s-a făcut că banii aia ce primim trece prin noi, dar dăm la școală. Adică nu ne afectează nici în plus, nici în minus. Supun la vot. Cine este pentru? Următorul proiect. Punct. Proiect de hotărâri privind aprobarea contractul de asociere privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial al persoanelor cu handicap pentru anul 2022, avizează Comisia 1, inițiator primar Comunei. Aici, doamnă secretară, vă rog frumos să... Cum am zis și în comisie, despre ce e vorba? Aici este vorba de persoanele cu dizabilități care s-ar afla în centrele rezidențiale din subordinea DGASPC Bacău. La nivelul comunei nu există asemenea cazuri, dar dacă se ivește o situație de genul ăsta, comuna trebuie să suporte 35% din cheltuielile de persoană. Și în privința asta trebuie să ne asociem cu Consiliul Județean Bacău, deoarece DGASPC-ul este în subordinea Consiliului Județean. Supun la vot. Cine este pentru? Punctul numărul 8. Proiect de hotărâri privind completarea contractului de administrare a fondului forestier numărul 1/631 din 2021 încheiat cu repele Osedime și Făgetera, avizează comisiile 1, 2 și 3, inițiator primar comunei. Păi aici e vorba, când am încheiat contractul de administrare, atunci erau trecute suprafețele fără valori. Și acum trebuie să actualizăm, să trecem și valorile suprafețelor respective. Au completat, au făcut valorile reale pe care o să trebuiască să actualizăm, o să găsim atunci când o să fie făcut un amenajament nou. Că nu mai este aceeași amenajament cu care a fost acum aprobat aproape 10 ani, 9 ani. Când o să avem o valoare nouă pe el, atunci iar o să facem un proiect de hotărâre și actualizăm cu prețurile respective. Și în proiectul ăsta este prins și predarea drumului către Ocol, Slatina 1 și Slatina 2, care au cerut să predăm către ei singurele drumuri care avem în administrare și putem să dăm, adică avem în proprietate și putem să dăm. Restul drumurilor încă suntem la faza de măsurat și așa mai departe, încet, încet o să reușim să sperăm că și ele să termină cumva. Nu știu când, dar sperăm că o să termină. Despre asta e vorba în proiectul ăsta, dacă... Mulțumesc. Da, valorile date 2010, valorile vechi ale astea și... Bine, să pun la loc. Cine pentru? Împotrivă. Cine? Mulțumesc. Punctul numărul 9 s-a retras de pe ordinea de zi. Era vorba, în punctul numărul 9, să dăm, să reînnoim contractul de comodat cu Ocol, unde stau în spate.
Am vrut să reînnoim contractul și ne-am trezit că nu avem intabulat, nu avem actualizat nimic, ceea ce privește primăria și clădirile respective. Nu a ieșit încă intabulările și de aia am retras. Când o să iasă intabularea și dezmembrarea din terenul respectiv și ce vrem să dăm la ocol, atunci o să mai punem pe ordinea de zi și atunci o să votăm sau nu o să votăm. Asta decide dumneavoastră ca consilier. Din cauza asta s-a retras punctul ăsta de pe ordinea de zi, că nu ne-a ieșit intabulările pe suprafețele și pe clădirile respective. Punctul numărul 10. Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii contractului la obiectivul de investiții, lucrări de reparații și întreținere drum comunal 141 km 4 plus 100 plus 11 plus 300 Comuna Dimeș-Făget, județul Bacău. Aici este, comisia 3. Aici este vorba, cum am discutat și în comisie, este vorba de repararea drumului de la Răchitiș, care era lucru început de anul trecut. Acum, prin OG, s-a schimbat și trebuie să actualizăm prețurile. Prețurile nu s-au ridicat foarte mult, s-a ridicat undeva la 16.800 sau 15.800, exact, nu știu, 16.800 parcă, și am prins și în lista de investiții banii aia, adică din banii ce am primit, am prins diferența aia de bani ca să putem să terminăm prima oară asta drumul început acolo și Reparare drumului. Supun la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Punctul numărul 11. Proiect de hotărâri privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul reabilitarea, amenajarea grup sanitar, sat Dimeș, comuna Dimeș, Făget, județul Bacău, avizează Comisia 3. Aici, acum am discutat și cum am construit anul, la începutul anului bugetul. Am zis că o să vrem să facem un grup sanitar normal acolo cu WC-uri, cu dușuri și așa mai departe. Un WC-uri pentru oamenii cu handicap și așa mai departe. Este un WC-uri de o suprafață de 64 de metri pătrați, în locul WC-ului care avem existent, că avem WC-ul acolo, dar trebuie să reînnoim și să facem din nou, să fie apă caldă, apă rece și așa mai departe. Este devizul general, acolo per total valoarea lui este de 284.000, 285.000 de lei. Din care noi anul, la începutul anului, am prins 100.000 de lei, dar având în vedere prețurile și știe foarte toată lumea cum stau lucrurile în construcții, trebuie să actualizăm și să prindem devizul general, prețurile pe care am propus acum proiectantul. Dacă sunteți de acord și aveți vreo întrebare în privința asta, cu cea mai mare plăcere răspundem ceva dacă nu avem neclarități. Trebuie să ducem apa acolo, avem de lucru, că avem niște WC-uri acolo din lemn, care nu este pentru secolul 21. Care... Discuții? Să pun la vot. Cine este pentru? Trecem la următorul punct. Punctul numărul 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului final la obiectivul refacerea, reabilitarea și consolidarea podurilor și podețelor din Comuna Dimeș-Făget, județul Bacău. Avizează Comisia 3, inițiator primar. Am terminat cu podurile, am făcut recepția după două încercări sau trei încercări, am reușit să terminăm recepția și trebuie să actualizăm prețurile și să intre în domeniul public al Comunei Dimeș-Făget. Pentru ala trebuie un proiect de hotărâre, adică o hotărâre că am terminat. Valorile nu s-au schimbat, care au fost aprobate, nu mai trebuie să plătim, nu mai trebuie să luăm. E terminat, e semnat de toată lumea. Cu chin cu vaid am terminat, sunt făcute. Bine, mulțumim. Supun la vot. Cine este pentru? Următorul punct pe ordinea de zi, 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea în principiu a unui acord de înfrățire cu comuna între comuna Dimeș-Făget și comuna Șeame din Ungaria. Avizează Comisia 1, 2 și 3.
Aici am discutat anul, adică și anul ăsta, că vrem să facem, ne-au cerut, vrea să înfrățească cu noi. Sunt două proiecte, acum putem să discutăm la amândouă. Sunt două comune care vrea să înfrățească cu noi. Noi, în principiu, dacă suntem de acord, atunci trebuie să luăm o hotărâre. De-aia am pus așa în principiu că avem de luat avize de la mai multe structuri a statului pe care o să luăm și când o să fie gata toate actele, atunci mai punem pe ordinea de zi definitiv. Dacă nu suntem de acord în principiu cu treaba asta, atunci s-a oprit aici, nu mai trebuie să facem restul pașii următori. Despre asta e vorba. Este vorba de Ceanu, și următorul Vetea Sârlu, și acolo am fost și invitați în februarie, acolo la un eveniment, am discutat. Dacă suntem de acord, nu pentru noi, pentru copii, adică să aducă copii aici, să aducem noi copii acolo, la urma urmei nu avem nicio cheltuială în plus ca comună dacă facem treaba asta. Nici în plus, nici în minus. Adică discuție. Supun la vot. Cine este pentru? Eu sunt pentru, dar v-am spus în principiu că a spus dumneavoastră că ați fost invitat în februarie. Da. Am spus clar că ar fi o pretenție, o discuție care am vrea să o avem înainte de a face înfrățirea cu domnii de acolo. Cu niște oficiali de acolo. Și cu Consiliul Local, mă refer. Bineînțeles, dar până ce nu avem o intenție de vot sau o intenție, nu are rost discuțiile așa. Am mai fost un deci tot în... Dar acum tot în pregătire. Am înțeles, dar zic tot așa a fost în principiu discuția așa. Da, deci toată în citesc și următorul care... Aceeași treabă. De aceeași treabă în altă comună. Supuneți-l, am și citiți comuna. Proiect de hotărâre privind aprobarea în principiu a unui acord de înfrățire între comuna Ghimeș-Făget și comuna Vatea Sârluș. Anunțează comisia 1, 2 și 3. Cine este pentru? Și bineînțeles, când ajungem acolo, să fiți siguri că toți consilierii locali care poate să aibă timp și vrea să meargă acolo într-o delegație cu cea mai mare plăcere, sau când vin delegații de acolo, o să fiți invitați 100%, adică toți consilierii locali. Nu cred că... Înainte de a fi făcută înfrățirea. Deci nu e vorba de delegații, e vorba de o întâlnire locală aici la noi. Da, bineînțeles. Când o să vin, atunci o să vă anunț să pe toți să fie prezenți, care poate să vină. Da. Bine, sau cum zice domnul consilier, care vrea. Ultimul punct, 15 diverse. Domnul consilier, domnul Tancu. Domnul Ochea. Domnul Tata. Doamna Iadiță. Domnul Aileară. Da, dacă îmi permiteți, o scurtă întrebare. Vreau să vă întreb dacă știți cumva cum o face cu lemnul de foc către populație. Nu numai lemnul de foc, lemnul de foc, lemnul de lucru și lemnul... Domnul... Cam ajuns la mijlocul anului. Da, domnul Găinea, știți foarte bine dumneavoastră cam cum stau lucrurile. Acum puneți întrebarea, dar explic foarte clar. Nu pun pentru mine, o pun și pentru... Eu vă explic foarte clar. Din partea locuitorului întrebarea. Da. Din cauza, și acum pot să, și așa, convingere zic, înțelegeți, din cauza șefului de acolo am ajuns în situația asta unde suntem acum. Înțelegeți? Că el a anulat o licitație privind prestarea serviciilor pentru exploatarea lemnului, că a vrut el să anuleze. Din cauza aia se trage de timp. Noi am fost la fața locului, de exemplu, la hotar, cam cum e o partidă reprimită și lăsată cu vreo 1000 de metri cub demn de foc, lăsat pe jos acolo. Și nu știu care a fost, dar noi am fost. A fost, cred că, domnul de la Rachetiști. Domnul șef de acolo, acum două săptămâni sau două luni de zile, când a zis aici că în 2-3 zile începe exploatarea lemnului de foc pe Pârâul Șanț, adică poi mâine, așa zis, peste două zile, mâine începe exploatarea lemnului care a fost contractat
anul trecut, nu acum, anul trecut. Că mâine începe. A trecut 2 luni de zile și încă nu s-a început. Anul trecut a fost contractat și partida asta care a fost preluată înapoi. Din păcate, firma respectivă s-a expirat autorizația, nu a mai prelungit când ne-a vrut. Dar e un singur lucru, era interesant. Că din partida aia a fost scos numai lemnul bun. Lemnul rău lăsat acolo. Și acum ne zice că Consiliul Local, din cauza Consiliului Local, din cauza primarului, nu poate să exploateze lemnul pentru cetățenii comunei din Meșfăgene. Noi am aprobat și ordinea, și procedura, și ce a trimis acolo. Noi am preluat cererile care sunt în număr de 1000 de cereri momentan. Eu pot să dau și mâine dimineață cererile în ordine alfabetică sau ordinea sosirii cu număr de telefon, dar nu am cunoștință că am avea noi undeva pe vreo rampă 10 metri cub de lemn. Înțelegeți? Că dacă este mâine dimineață 10.000 de metri cub de lemn, eu am dat o listă cu număr de telefon să cheme oamenii și să dea lemn. Dar din păcate lemn nu avem pe rampă. Nu avem pe rampă. Și din cauza noastră că nu am acordat, nu am acceptat bugetul, am anulat licitația, la care, așa am înțeles eu, că la licitație, după părerea mea și dumneavoastră ați fost în sistem și trebuie să știți, că o comisie de licitație este compusă din mai multe persoane. Nu primarul decide când anulează, nu primarul decide când pune, nu primarul decide cum și în ce fel facem licitația. Este o comisie care trebuia să fie întrunită atunci când a pus el pe SICAP toată procedura asta și ăla să decidă, anulăm sau nu anulăm. Că el a zis că din cauza că noi n-am aprobat bugetul, adică să înțeleagă cetățenii, n-a avut bani și din cauza aia a anulat licitația. Domnilor, licitația pot să faci, pot să semnezi contractul. Banii știm foarte bine când ne trebuie. Ne trebuie banii atunci când trebuie să plătesc factura. Factura. Când ai făcut un serviciu, mie sau primăriei sau ocolului, de 100.000 de lei și te duci și tai factura și te duci, îmi trebuie banii. Eu, de grădinița Tărăuș, nu puteam să mă apuc și să fac licitație, având în vedere că n-am avut 1,1 milioane de lei, nu? Nici acum n-am pe toate. Am prins un pic, am făcut toată procedura, am luat autorizările, am pus pe SICAP, am făcut licitația, a câștigat, am predat amplasamentul, lucrează. Când vine cu factura, atunci o să-mi trebuiască bugetul, îmi trebuie bani. Dar până atunci este o grămadă de lucru. Nu am anulat nicio licitație. Exact așa și cu Bolăvănișul. Am prins acolo cât de cât un pic de bani, am făcut licitația, acum suntem în contestație. Când terminăm cu contestație, ne apucăm de treabă. Dar nu am anulat o licitație că n-am eu 120 de miliarde pe drumul respectiv? Bun, dar aveți la hotărâre, la Consiliul, la grădiniță, aveți hotărâre, nu? Păi avem hotărâre. Păi acolo a fost o comisie de licitații care a hotărât. Am înțeles, domnul primar. Deci deocamdată suntem în așteptare. Suntem în așteptare, așteptăm acum. Avem bugetul acum și la ocol și sper să miște, votați bugetul și sper să miște și lucrurile. Lemnul de foc cam așa stă treaba, din păcate. Și lemnul de foc se putrezește în pădure și noi ne certăm pe... Și m-am zis că trebuie în pădure. Da. Că deja e gălbănit. Se infestează lesul. Bun, mai vreau o întrebare. Da. Dacă aveți finanțare la drumul de pe Bolăvăniș, ca să vedem cum... Asta am discutat momentan, nu avem pe niciun proiect finanțare. Dacă o să găsim finanțare, 100% că o să intre și Bolăvănișul. Dar am zis, și asta cred că al 10-lea oară, zic, în ședință de Consiliul Local, că Bolăvănișul o să fie făcut indiferent dacă ne dă cineva bani sau nu ne dă cineva bani. Ăsta o să fie făcut. Numai din cauza că birocrație, hârtilor și așa mai departe, și fiecare are dreptul și fiecare poate să conteste, deja
eram apucați, adică deja dădeam ordinul de începere al lucrării, că avem autorizații la ei, dar a fost contestată licitația. De-aia n-am putut să începem. Până ce procedura de contestație nu termină, n-am cum să dau eu ordinul de începere la cineva. Știm câștigătorul, cine, știm cine o să facă, dar depinde dacă el rămâne sau dacă nu, trebuie să facem iarăși din nou procedura de licitație. Înțelegeți? Că ăsta sunt legile la noi. Nu contează dacă firma are sute de mii sau miliarde datorii, el are dreptul de contestație, contestă și noi ne scarpinăm pe cap și stăm pe loc. Stăm pe loc. Nu contează dacă el, ăsta, constatatorul, e plin cu datorii. Nu contează în țara asta. Are dreptul. Și oamenii stau într-un praf de descris. Da. Domnul Mainala? Da, ce zic. Mulțumesc mult. Domnul Stăci? Da, eu aș ruga efectiv cetățenii care locuiesc în strada Filatului să pusească cumva neapărat la buienii de care sunt în afara varului. Întreg la acest mai spus de multe ori, fiecare să aibă grijă de ei. Păi, dar aici am discutat și ședința trecută, că da. Fiecare în locul, în dreptul gospodăriei lui, șansul ar trebui să întrețin. De exemplu, acolo dar așa scârbrea e. Dar sunt burieni când trec două mașini, se zgârie, deja am discutat. Da, am ridicat problema. Și... dar văd că nu face nimeni nimic până ce nu o să scoatem procesul verbal de amendă. Atunci că aveți tot dreptul. Și atunci o să ajungem în situația aia, că... Mai sunt tot acolo în ulița respectivă, că nu sunt acasă, sunt plecați, știi, acolo nu știu cum putem rezolva. Păi, doamne, nu există să n-aibă cineva acasă. Nu există. Sunt. Cine întreține gospodăria, de exemplu? Sau... Și acum, cu ocazia asta, dacă vorbim de curățenie, încet avem, domnul viceprimar, câte camere de luat vedere avem puse lângă totuși, și lângă 8 camere de luat vedere în ceea ce privește gunoiul. Și să știe cetățenii comunei Ghimeș-Făget că sunt puse în funcțiune, o să mai putem câte avem încă de montat. O, astea o. Urmărim și pe care am prins că l-a dus acolo 250 de milioane de amendă. Și atât a scris. Că avem dovadă. Punct. Asta să înțeleagă toată lumea. Să nu fie o surprindere pentru nimeni. Atât o să dăm. Și funcționează, urmărim, punct. Ăla nu mai poate să zică că nu eu am fost, vecinul a fost, nu. O să vedem cine a fost. Cu copiii, în ziua de care am organizat curățenia pentru comună, copiii au strâns două mașini mari de plastic, peturi, hârtii și așa mai departe. Două mașini mari, domnule. Copiii le strâng, noi ăștia mai mari aruncăm. Și fiecare săptămână vine mașina de gunoi și ridică gunoi. Noi tot îl aruncăm în pădure. Dăm exemplu la copii. Da. Dar o să ținem discurs și o să vedem cine. Domnul Săș, mai aveți? Nu. Domnul Deșa? Nu, mulțumesc. Domnul Antar? Nu. Bine, domnule consilier, închid ședința de consiliu local. Mulțumesc.